După 2 ani de întrerupere, ne revedem cu părere de rău că anul acesta e a 5-a ediție a burselor în loc să fie a 7-a. Cei 2 ani care au trecut au fost grei pentru noi toți. Vă rog să credeți că faptul de a fi împreună după 110 ani, coroana și educația universitară, în special Academia dumneavoastră, este un foarte mare lucru. Probabil că ceea ce învățați dumneavoastră astăzi aici este expresia cea mai vie a viziunii pe care suveranul și oamenii politici ai vremii le-au avut atunci când au împins înainte țara cu o lege fundamentală care era mai modernă decât aproape a tuturor statelor din continentul european. Poate că de aceea există o legătură atât de puternică între noi, pentru că această coroană a noastră română este una din cele mai tinere de pe continent. N-are decât 156 de ani care se suprapun cu cele mai importante momente de progres ale națiunii. Și generația noastră de astăzi a familiei, majestatea sa, custodele coroanei, dorește să continue ceea ce predecesorii ei au făcut. A devenit o tradiție plăcută și motivantă pentru întreaga comunitate a Universității noastre, dar mai ales pentru studenții noștri, să organizăm ceremonia de decernare a burselor de studii Regele Carol I și Regina Elisabeta, oferite de Casa Regală, începând cu anul 2015. Cunoaștem cu toții că organizăm această ceremonie de acordare a burselor regale în perioada primăverii, fie la Castelul Peleș, fie la Palatul Elisabeta, fie aici, în frumoasa noastră Aula Magna, această ceremonie fiind unul dintre principalele evenimente desfășurate cu ocazia aniversării Zilei Universității noastre. Participăm la un moment de continuare a legăturii tradiționale dintre coroana regală și educație, începută de întemeietorul României moderne, Regele Carol I, cel care a semnat, la 6 aprilie 1913, decretul de înființare a Universității noastre, sub denumirea de Academia de Înalte Studii Comerciale și Industriale. Vom include ceremonia de astăzi în contextul manifestărilor dedicate celor 109 ani de la înființarea universității noastre, recent sărbătorită. Vreau să vă spun despre această distinție că, dincolo de caracterul ei material, să spunem, are o importanță mult mai mare pentru mine, pentru că îl văd ca un semn de încredere al coroanei în noi, în generația noastră, în studenți, în Academia de Studii Economice în sine. Și cred că în contextul actual, să spunem nu tocmai favorabil, acest semn de încredere trebuie tratat nu ca un drept și mai degrabă ca o îndatorire, ca o obligație, îndatorirea noastră de a ne pune la treabă, de a ne dezvolta și de a folosi toate cunoștințele în scopuri generale, să spunem sociale, care să aducă bine națiunii.